Nu știu cum puteam să bem atâta după alcool după jocuri, pentru că efortul era foarte mare, meciurile erau tari, erau grele, erau fotbaliștii aveau alt tip de fizic. Antrenamentele la fel erau, cel puțin la început de săptămână. Păi antrenamentele la început de săptămână erau mai grele decât sunt acum la început de săptămână în fotbalul ăsta. Bun, și cu toate astea făceați față. Și făceam față, da. Și la repriza a treia făceați? Și la repriza... Și la primele două și la a treia. Și la a treia, da. De multe ori mi-am pus în întrebarea asta. Păi îți dai seama, după beai 10 beri după un meci din ala, ce țesut adipos să vă mai ai și ce... Da, dar ridic, eu era spălat. Da. N-aveai nicio problemă cu... Aș tu, acum zici glumind, neglumind, că te gândești, domnule, unde era, unde intra ta. Păi se bea, se fuma, adică... Nu exagerez cu nimic. Cred că jumate din echipă.